Vă spun pacea Domnului tuturor celor care doriți să ascultați cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care Domnul dorește să-l vestim cu putere. Nu cu putere fizică, ci cu putere spirituală, unși de Duhul lui Dumnezeu. M-a rugat de asemenea și astăzi ca Duhul lui Dumnezeu să ungă cuvintele acestea, ca să aibă putere și puterea aceasta să genereze o ungere și din partea celor care ascultă. În ultima vreme am făcut câteva episoade, am ajuns la episodul 39 și am văzut că s-a cristalizat un nucleu de ascultători care ascultă pe Facebook, pe YouTube aceste prezentări. Aceste prezentări sunt de o mare putere spirituală. Sunt prezentări care conțin hrană tare, care au o puternic impact emoțional și în ce privește înfăptuirea asupra tuturor celor care ascultă. Pentru că Domnul ne spune foarte clar că trebuie să o luăm în serios cu credința și în epistola din 1 Ioan, capitolul 2, versetele de la 3 la 6 zice: și prin aceastași timp că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus, Domnul Iisus Hristos. Deci iată că se pune mare accent pe citire, pe studiu, pe rugăciune, pe păzirea poruncilor, în el, adică nu în puterea mea, care a însemnat legalism, și în el, și pe trăire, pe trăire se pune accent, adică noi ce citim, lumina care o primim, Domnul vrea să o și trăim, pentru că Domnul ne dă o lumină, dacă o trăim pe aceea, Domnul ne dă o lumină și mai mare, o trăim și pe aceea, Domnul ne dă o lumină și mai mare. Astăzi Domnul mi-a pus pe inimă un subiect de maximă importanță pentru viața creștinului. Unul din stâlpii central ai credinței creștine, un subiect care reprezintă o mare pricină de pocăință pentru mulți religioși, ca să nu mai zicem de nereligioși, și anume subiectul se cheamă cel care este compus din cuvintele pe care Apostolul Pavel le-a rostit pe drumul spre Damasc și care sunt cuprinse în Faptele Apostolului, capitolul 9, cu versetul 5. Și subiectul se cheamă: cine ești tu, Doamne? Cine ești tu, Doamne? Cine ești, Doamne? Ești o persoană? Ești două persoane? Ești trei persoane? Ești mai multe persoane? Cine ești, Doamne? Acesta este subiectul nostru de astăzi. Și mulți ar putea să spună: dar ce ne interesează pe noi cine e Dumnezeu? Noi să ne închinăm la Dumnezeu și El este Cel care hotărăște dacă noi vom fi mântuiți sau nu. Este de mare importanță să știm câte persoane intră în cadrul Dumnezeirii? Este. Domnul Iisus Hristos ne spune că este. În Ioan, capitolul 17, cu 3, spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Este important să cunosc câte persoane intră în cadrul Dumnezeirii? Este, pentru că Domnul Iisus Hristos spune că de aceasta atârnă viața mea veșnică. De aceasta. Acesta este ABC-ul credinței. Dacă eu o pornesc pe o cale greșită, merg pe calea aia greșită și ajung la destinația greșită, la destinația în care Domnul Iisus va spune: plecați de la mine că nu vă cunosc toți cei care asemăna nelegiuire. Este de mare importanță să știm câte persoane constituie Dumnezeirea, pentru că este o condiție de mântuire. Pentru că aceasta nu este o taină. Ce ni s-a descoperit mai poate fi numită taină? Viața veșnică e aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Pentru că Sfânta Scriptură arată foarte clar pentru oamenii sinceri și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu,
arată foarte clar din câte persoane este constituită dumnezeirea. Arată foarte clar, fără putință de dăgadă. Bun. Acum, sunt conștient că în urma abordării acestui subiect, mulți din cei care au vizionat aceste prezentări vor pleca, vor întoarce spatele ca cei 70 de ucenici, vor considera că hrana aceasta este prea tare, că este prea de tot, nu se poate așa ceva, nu se poate din moment ce bisericile lor, oameni cu facultăți multe, oameni deștepți, învață altceva. Dar noi ascultăm de Dumnezeu, ascultăm de Sfânta Scriptură, pentru că timpurile sunt prea solemne ca să nu atacăm subiecte de primă importanță de care depinde viața veșnică a noastră. Pentru că noi vrem nu să facem parte neapărat dintr-o biserică, vrem să fim frate mântuiți pentru astea. Dacă nu vrem să fim mântuiți și să trăim o veșnicie în împărăția celor, atunci ne lăsăm de meserie să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Mâncăm, bem, păcătuim, asta e, nicio problemă, mâine vom muri. Dar dacă am luat-o în serios cu credința și vrem să fim mântuiți, haideți să cunoaștem adevărul pe care Domnul ni-l revelează, și adevărul se revelează prin cuvânt, luminat de Duhul Sfânt. Rog pe toți prietenii de pe Facebook, am în jur de 300 de prieteni pe Facebook, deci canalul acesta se cheamă Pregătirea pentru Cer pe YouTube și Ioan Pregătirea pentru Cer, legat Pregătirea pentru Cer pe Facebook. Deja mulți cunoașteți acest canal și am căutat să mă fac cunoscut, nu am nimic de ascuns, și dacă aveți neclarități, vă rog să mă sunați pe Facebook, să mă sunați și să discutăm așa prietenește, frățește, nu prin atacuri la persoană, pentru că acela nu e creștin care atacă persoana, și să purtăm un dialog onest, civilizat, un dialog al ideilor, cu Biblia pe masă, cu Sfânta Scriptură pe masă, și să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Sunt conștient că mulți mă vor părăsi în abordarea acestui subiect, pentru că e un subiect pe cât de delicat, pe atât de important pentru mântuirea noastră, dar tot atât de conștient sunt de faptul că mulți vor veni și vor primi adevărul pe care mie mi s-a revelat. De asemenea, dacă știe cineva cum se lucrează pe Messenger, eu am postat și pe Facebook, și pe pagina personală de Facebook, și pe grupul Cuvântul Creator, am făcut postări. Vizionările sunt destul de puține, dar nu contează numărul, contează calitatea celor care vizionează, cât de hotărâți sunt cei care vizionează să primească cuvântul. Și dacă este cineva care mă poate ajuta ca să postez, să fac aceste postări, aceste episoade, aceste prezentări și pe Messenger, adică pe nume, personal pe nume, rog să mă ajute, pentru că am încercat de câteva ori și mulți nu au primit, unii au primit, unii nu au primit. Rog să mă ajutați prin telefon să-mi spuneți cum se poate să distribui cât mai mult aceste mesaje. Pentru că cred din tot sufletul că acest cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a dat în urma revelației, în urma marilor suferințe pe care le-am primit în viața aceasta, cred că este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Și cine vrea să mi se alăture și să mergem umăr la umăr pe calea către cer prin primirea acestor mari adevăruri, să ne alăturăm și să mergem și să facem un grup compact prin care Domnul vrea să vestească Evanghelia. Am încercat să cumpăr și tabletă, și telefonul acesta. Eram foarte împotrivitor la telefon. Am un telefon vechi de 18 ani și îl folosesc și acum, dar am zis, haide să folosesc și această metodă, poate Domnul va dori să vestească Evanghelia, acest adevăr al sfârșitului omenirii, pe care consider că îl am revelat în parte, nu în totalitate, pentru că adevărul este infinit de mare, însă consider că este solia Angelului a treilea, este adevărul prezent. Cine dorește să ne unim ca să vestim această Evanghelie care constituită din adevărul prezent din solia Îngerului al treilea, în mod practic, prin reformele pe care Domnul vrea să le facă în viața noastră, să mă sune pe Facebook și să ajute la distribuirea acestui mesaj prin abonamente, prin tot felul de metode.
Dacă sunt oameni mult mai pricepuți decât mine, care să lucreze cu internetul, cu Facebook-ul și împărtășesc această solie, pentru că Domnul mi-a dat o solie ca să o duc la oamenii aceștia, sunt un sol cu o solie, dacă împărtășesc această solie, să contribuie la această distribuire până ce ea va ajunge până la marginea pământului. O am și pe WhatsApp și, dacă aveți prieteni, în format scris, o puteți distribui și pe WhatsApp în PDF-ul. Așa știu și eu cât ceva de PDF-ul m-a învățat cineva. Și de asemenea, o am și în format scris această solie a adevărului prezent, solie practică, în format scris sub forma unei cărți care se cheamă Pregătirea pentru Cer, Evanghelia Practică. Cine dorește să citească și să aprofundeze și este de acord cu temele prezentate de robul Domnului, umila mea persoană până în prezent, poate să mă sune și va primi această carte care consider că este complet inspirată de Dumnezeu, Pregătirea pentru Cer, o va primi prin poștă. Sau ne vom întâlni personal și vom discuta anumite subiecte. Acestea fiind zise, consider că a sosit timpul să trecem la partea practică a prezentării de astăzi și anume subiectul Cine ești tu, Doamne? Cine ești tu, Doamne? Ești o persoană, ești două, ești trei, ești mai multe. Sunt credințe care au cât un sfânt pe fiecare zi. Da. Este nevoie să de intermediar între mine și Dumnezeu, între noi și Dumnezeu, este nevoie să avem oameni care să mijlocească de la noi până la Dumnezeu sau noi putem să avem o relație personală și foarte strânsă cu Dumnezeu? Este nevoie, pentru că, de asemenea, în textul pe care îl aminteam mai devreme, din Ioan 17, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos, spune că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci de aceasta depinde viața noastră, să-L cunosc eu personal pe Dumnezeu, nu prin intermediar, nu prin hrană amestecată de altcineva, să îngurgitez hrană amestecată de altcineva. Și eu personal să studiez cu cărțile pe față, nu ce spune biserica, nu ce spune preotul, nu ce spune pastorul. A, dacă pastorul se potrivește, dacă spune ce spune și Biblia, dar Biblia este cu adevărat inspirată de Dumnezeu, chiar dacă are anumite inadvertențe, totuși, ca întreg, ea este suficientă pentru mântuire și ea conține adevărul. Dumnezeu a îngăduit să apară anumite inadvertențe ca să ne oblige pe noi să cercetăm mai cu deamănuntul, să adâncim cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu mai fim duși încoace și încolo de orice vânt de învățători și să ne încredem învățăturile oamenilor. Chiar dacă are el și 10 facultăți, nu are nicio valoare. Pentru că Domnul va lucra în timpurile din urmă într-un fel în care noi nu ne așteptăm, prin metode simple, simple, mai degrabă prin Duhul lui cel Sfânt decât prin studiile și școlile acestei lumi. Pentru că noi școlile acestei lui trebuie să le uităm ca Domnul să poată să lucreze în viața noastră. Domnul vrea să fim mântuiți pe calea cea strâmtă. Domnul vrea să cunoaștem adevărul. Domnul vrea să avem acest ABC al credinței și noi trebuie să cunoaștem cine ești, Doamne. Este ABC-ul credinței, este unul din stâlpii fundamentale al credinței. Ești trei persoane, ești două, ești una, ești mai multe. Cine ești, Doamne? Cum i-a răspuns Domnul Iisus pe drumul spre Damascul lui Apostolul Pavel? Eu sunt Hristos pe care îl prigonești. Îl prigonise Pavel pe Hristos? Îl prigonise pentru că el se purta urât cu ucenicii care vesteau Evanghelia lui Dumnezeu. Domnul nu ne cere ceea ce nu ne-a descoperit. Domnul ne cere ceea ce ne-a descoperit. Ceea ce ne-a descoperit ne cere Domnul. Pentru că ce ni s-a descoperit mai poate fi numită taină? Frate, e o taină, nu știm noi, nu ne băgăm noi cine e Domnul, câte persoane. E o taină. Nu e, frate, adevărat. Nu e o taină. Pentru că ce ni s-a descoperit foarte clar, Domnul știe de ce ne-a descoperit lucrul acesta. Pentru că este spre folosul nostru. Este de mare importanță să știu cui mă închin. Mă închin la trei inși, ăla e un Dumnezeu. Dacă mă închin la unul și e Dumnezeu fals,
Dacă mă închin la 2 și e Dumnezeu fals, n-are valoare. Dacă mă închin la 3 și e Dumnezeu fals, n-are valoare. Dacă mă închin mai la mai mulți Dumnezeu și e Dumnezeu fals, n-are valoare. Dacă mă încred într-un om intermediar care spune că, uite, ăsta e adevăratul Hristos, n-are valoare. Dacă el mă duce la un Hristos mincinoș, pentru că în lumea aceasta operează și mulți Hristos mincinoși. Noi trebuie să căutăm, să scormonim, să adâncim în adevărul Scripturii, pentru că Domnul ne-a lăsat această scrisoare de dragoste ca noi să nu putem fi duși în rătăcire. Ce Dumnezeu ar fi fost ăla acela care nu ne-ar fi lăsat Biblia, acest reper sigur? Atunci am fi fost bătuți de vânt încoace și încolo de orice vânt de învățătură, chiar și cei sinceri. Dar Domnul ne-a lăsat reperul sigur al Evangheliei ca să nu putem fi duși în rătăcire. Și tot așa Domnul ne-a lăsat și Duhul Sfânt al Lui, care ne descoperă în Sfânta Scriptură care este adevărul. Pentru că adevărul se revelează prin Duhul Sfânt. Și adevărul se revelează prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine numai pe fondul smereniei și al umilinței mele. Dacă sunt un tip onest, un creștin autentic, dispus să învețe, care nu sunt bigot, care nu sunt religios, care nu sunt de biserică, care nu sunt de anumite puncte care sunt bătute în cuie și nu vreau să merg mai departe și să învăț. Nu. Care nu mi-e frică că mă exclude din biserică. Poate să mă exclude din 100 din biserici. Dar eu vreau să ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Vreau, îl caut pe Dumnezeu nu pentru viața de aici. Da, sunt cei care primesc o anumită doctrină ca să o ducă bine doar pentru viața de aici. Ei nu-și pun problema mântuirii. Nu-i deranjează că vor fi mântuiți, dar mântuirea e doar pe planul 2. Însă, Domnul vrea, spune că dacă numai pentru viața de aici, ca să o ducem bine, ne-am pus nădejdea, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Da, mulți îl caută pe Dumnezeu, caută, citesc Biblia doar ca să o ducă bine aici, în viața aceasta. Aceasta este imensa majoritate a religioșilor din ziua de astăzi. Vor să aibă și viața aceasta și să fie și mântuiți, cum spuneam în episodul trecut. Nu se poate așa ceva. Ca să ai viața veșnică, trebuie să sacrifici viața de păcat de aici. Atenție, nu toată viața, numai partea păcătoasă a vieții acesteia trebuie sacrificată, trebuie răstignită, omorâtă, îngropată și putrezită. Eu, personal. Bun. Cine ești, Doamne? Este un subiect ultrasensibil și ultraimportant pentru mântuirea noastră. După cum spuneam mai devreme, în Ioan, 1 Ioan, capitolul 2, și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui și spune în alt loc că poruncile lui nu sunt grele. Cine ești, Doamne? Domnul ne poruncește și ne spune cine ești și noi o luăm aceasta ca pe o poruncă. Haideți să o luăm acum într-un fel onest, așa cum ne învață Dumnezeu. Există în Sfânta Scriptură argumente că, haideți să o luăm prima dată cu punctul A, există un singur Dumnezeu Tatăl sau trei Dumnezei în trei persoane? Foarte puțin spun că există un singur Dumnezeu Tatăl, aceștia să zicem că sunt non-trinitarieni, și foarte, foarte mulți biserici și toți, marea majoritate, imensa majoritate, consideră că sunt un Dumnezeu în trei persoane. Adică un trunchi cu trei ramuri. O ramură, două, trei. Există, parcă ar fi o instituție, instituția dumnezeirii. Există un Dumnezeu, un singur Dumnezeu, trunchiul, și există o persoană Tatăl, o persoană Fiul și o persoană Duhul Sfânt. Aceștia sunt trinitarienii, cei care consideră că este un singur Dumnezeu manifestat în trei forme, în trei persoane. Mai sunt și alte variante, unii spun că Dumnezeu are trei fețe, o față e Tatăl, o față e Fiul, o față e Duhul Sfânt și El se transformă când în Fiul, când în Tatăl, când în Duhul Sfânt. Aceștia sunt mult mai puțini, dar cei mai mulți spun că e un singur Dumnezeu în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trinitarieni. Eu nu sunt vehement pentru nicio persoană. Eu nu vreau să vă manipulez cu nimic. Eu vreau să vin cu Biblia
în față, să discut cu oameni onești care vor să cerceteze, pentru că cercetarea nu este păcat, cum făceau creștinii din Berea, cercetau să vadă dacă ce li se spune este adevărat. Atunci când Duhul lui Dumnezeu m-a vizitat cu această problemă de maximă importanță, am lăsat totul la pământ, am luat Biblia și câteva zile am studiat cine ești, Doamne. Ești trei persoane, ești două, ești una, ești mai multe, să știu și eu la cine mă închin. Dacă eu mă închin și mă închin la cine nu trebuie. Nu e falsă închinarea mea? E falsă, pentru că Domnul mi-a descoperit foarte clar cine e. Dacă mă închin la cine nu trebuie, la mai multe persoane, sau la trei, sau la una, sau la două, și Dumnezeu e una, sau o fi două, sau o fi trei persoane, eu sunt în pericol de a mă închina la cine nu trebuie. Și dacă mă închin la cine nu trebuie, rugăciunile mele nu ajung mai sus de tavanul casei. Nu e de glumă. Nu e de glumă. Cei care consideră că sunt trei persoane aduc argumente biblice și spun așa: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Este scris clar, negru pe alb, în Matei 28:19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, 1, Fiului, 2, Duhului Sfânt, 3. E clar, scrie negru pe alb, n-ai ce mai zice. Alt argument care îl aduc trinitarienii. În 1 Ioan 5:7. Cei trei sunt, căci trei sunt care mărturizesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și acești trei, una sunt. Trei sunt care mărturizesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și acești trei, una sunt. Și am ales trei argumente cele mai reprezentative. Al treilea argument reprezentativ, pentru că nu avem timp aici să aducem toată puzderia de argumente, și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele, și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. 1 Ioan 5:8. Acestea sunt principalele argumente pe care cei care cred că Dumnezeu este un singur Dumnezeu constituit din trei persoane, le aduc ca argumente. Repetăm. Matei 28:19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Primul argument. Al doilea, căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și acești trei una sunt. 1 Ioan 5:8. Sunt trecute în paranteză în 1 Ioan 5:8. Mai specificăm și lucrul acesta. Și al treilea argument, și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele, și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. 1 Ioan 5:8. Și pe baza la aceste trei argumente fundamentale, bisericile, dar toate bisericile din ziua de astăzi, consideră că există un Dumnezeu în trei persoane. Toate bisericile din ziua de astăzi. Toate bisericile organizate, care au o organizare recunoscute de stat, ei consideră că Dumnezeu este constituit din trei persoane și ei la acest Dumnezeu se închină. Există un singur Dumnezeu din trei persoane. Și aduc argument, apa are trei forme, apa, gheața și aburul. Sunt trei. Iată că și Dumnezeu poate să fie trei. Sau copacul care are rădăcină, trunchi și ramuri, trei, sau are un singur trunchi și trei ramuri, cum arătam mai devreme, sau lucruri care sunt în natura înconjurătoare și care arată cifra 3. Adică un trunchi constituit din trei ramuri. Vin cu exemple și din instituțiile lumii, că există o singură instituție și mai există și directorul și directorul executiv și celălalt. Și așa ar fi și dumnezeirea. Dumnezeirea ar fi ca o instituție compusă din trei persoane în care cele trei persoane se înțeleg perfect, perfect una cu alta. Așa spun trinitarienii. Și vin cu aceste trei argumente reprezentative scrise clar în Sfânta Scriptură. Deci acestea sunt argumente că există o unitate de trei Dumnezei în trei persoane.
Haideți să vedem acum și varianta cealaltă. Ceilalți ce cred? Ce zic? Tot pe baza Scripturii. Deci aceștia vin cu Scriptura în față. Uite, frate, scrie clar în Scriptură că sunt trei persoane. Ce vrei? Ce mai vrei mai mult dată? Ești eretic. Da, dar ceilalți spun că există un trei, un singur Dumnezeu, Tatăl, și atât. Nu sunt trei Dumnezei. Ceilalți spun că există un singur Dumnezeu, trei persoane care sunt toate coegale și coeterne, adică Tatăl egal cu Fiul, egal cu Duhul Sfânt. Nu e niciunul mai sus, mai presus de celălalt. Nu e niciunul Tată, nu e niciunul Fiul, toți sunt egal. Iar Domnul Iisus Hristos, când a fost Fiu, a jucat rolul de Fiu aici când s-a întrupat din Fecioara Maria. Dar El în sus, acolo, în împărăția Cerului, e egal cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Sunt trei persoane. Așa consideră, așa cred trinitarieni. Că Domnul Iisus a venit ca Fiu doar aici, pe pământ. Dar El e egal cu Tatăl sus în împărăția Cerului. A îmbrăcat rolul de Fiu doar aici. Dar ei sunt coegal și coetern. E instituția Dumnezeirii, ca să înțelegem noi, compusă din trei Dumnezei. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Acolo sus în cer. Niciunul nu e fiu, niciunul nu e mai mare, niciunul nu e mai mic. Sunt perfect, perfect, perfect egali în putere, în cunoaștere, în tot. Așa înțeleg ei care iese din Sfânta Scriptură și nu vor să cerceteze mai departe. Bun. Acum ceilalți care cred că există un singur Dumnezeu, i-am numit eu unitarieni. Unitarieni. Vin și ei tot cu Sfânta Scriptură. Și arată și ei argumente tot din Sfânta Scriptură că nu există trei Dumnezei cu trei persoane. Trei Dumnezeu egali, cu egal și cu etern. Că există un singur Dumnezeu. Și aduc argument așa. 1 Corinteni 8:6. Totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu. Două puncte. Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. 1 Corinteni 8:6. Aici sus. Deci de aici se înțelege că există un singur Dumnezeu. Unu. Tu înțelegi ce înseamnă unu. Unu e unu. Nu sunt trei. Un singur Dumnezeu. Tatăl, de la care vin toate lucrurile, spun unitarienii, și pentru care trăim și noi, și un singur Domn. Unu. Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. 1 Corinteni 8:6. Argument care contrazice pe ceilalți care consideră că sunt trei Dumnezei. Aici zice, nu, e un singur Dumnezeu și un singur Domn. Deci de aici reiese că Domnul Iisus Hristos nu e Dumnezeu, e Domn. E diferență mare între Dumnezeu și Domn. Vom vedea mai departe. Și viața veșnică este aceasta. E nevoie să știm dacă sunt trei Dumnezei sau una? E, după cum spuneam mai devreme, că viața veșnică e aceasta. Adică de asta depinde viața noastră veșnică, să știm cui ne închinăm. Păi dacă eu nici nu știu cine e Dumnezeu, ce mai caut să citesc Biblia? Asta e ABC-ul credinței. Cine ești, Doamne? Ca să știu și eu la cine mă închin. Și Domnul, în marea lui bunătate, mi-a descoperit cine e. Dar a lăsat anumite lucruri aparent care se contrazic. De ce? Ca să ne facă pe nouă să noi să cercetăm mai cu deamănuntul și ca să aleagă ăia nesincer de ăia sincer. Dacă vor să creadă că sunt trei Dumnezei, le dă argumentele astea. Cine vrea să creadă că e un singur Dumnezeu, le dă argumentele astea. Și numai Duhul lui Dumnezeu hotărăște între aceste două categorii de persoane. E de mare importanță să știm. Deci cei care o să spuneți, lasă-mă frate, că nu contează, Dumnezeu să mă închin acolo. Nu! Pentru că degeaba te închin dacă te închin la un Dumnezeu fals. Tu trebuie să știi foarte clar la cine te închini, pentru că de asta depinde viața ta veșnică, măi frate, de asta depinde viața ta veșnică, a mea, a noastră și a tuturor. Să știm și noi cu cine ne închinăm, la cine ne închinăm. Pentru că El ne-a descoperit foarte clar la cine să ne închinăm. Mai departe, un alt argument pe care îl aduc non-trinitarienii. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Maleahii 2:15. Aici, la
degetul meu de aici, argumentul, Maleahi 2 cu 5. Unul singur Dumnezeu, unul. 1 e 1, 2 e 2, 3 sunt 3. Un alt argument pe care îl aduc non-trinitarie. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Dumnezeu este Duh. Ne lămurește ce e Dumnezeu. Dumnezeu este Duh. Duhul e o formă infinit superioară de viață față de trupul acesta de carne din care suntem noi făcuți. Mai departe, Efeseni 4:6. Aici. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Există un singur Dumnezeu și Tată al tuturor. Adică și al lui Domnul Iisus și peste toți și la tuturor îngeri, tuturor, la tuturor dintre toți. De ce? Că e unul singur. Un singur Dumnezeu. Unul. Nu unul în trei, trei, nu unul în trei cu egal. Nu, e unul singur Dumnezeu. Tată al tuturor. Acum, la versetul Matei 28:19, duceți-vă și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Duhul Sfânt, deci sunt trei persoane, non-trinitarienii aduc aceste argumente. Că niciodată ucenicii nu au botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Nu au botezat niciodată. De ce nu au botezat? Pentru că botezurile acelea au fost perfect valabile. Și ucenicii erau plini de Duhul lui Dumnezeu. Deci prin ei lucra Dumnezeu. Și totuși, ucenicii nu au botezat niciodată în numele acestor trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și atunci, nu se creează un mare semn de întrebare? Hopa! Nu cumva e în neregulă versetul acesta din Matei 28:19? Pentru că, ia uite, sunt mai multe versete care contrazic acel verset. Și le dăm citire. Citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2:38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Deci nu în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Nu, nu. În numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. O persoană, numele lui Iisus Hristos. Părerea mea sinceră este că ar fi logic să fim botezați în numele lui Iisus Hristos, pentru că nu El s-a răstignit pentru noi, nu e El Mântuitor, nu e El Mijlocitorul nostru. În numele lui Iisus Hristos, prin meritele Lui, El face lucrarea asupra mea. Un alt argument pe care îl aduc trinitarienii, Faptele Apostolilor 8:16. Faptele Apostolilor 8:16, reținem. Căci nu se pogoruse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Nu în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt? Nu. În numele Domnului Iisus. Uitați. În numele Domnului Iisus. Ce te faci? Ce te faci cu aceste argumente, dacă ești sincer? Ștergem versetele astea de aici, din carte? Pentru că și Cartea Faptelor Apostolilor considerăm că e canonică, e inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Încă un argument. Faptele Apostolilor 10:48. Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. A poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 10:48. Putea să spună, au poruncit să fie botezați. De ce a ținut ei neapărat să spună în numele Domnului Iisus Hristos? Nu cumva ca să contrazică Matei 28:19, pentru că Domnul știe. Domnul a îngăduit un lucru fals în Sfânta Scriptură ca să ne facă să cercetăm Biblia mai cu demnul. Altfel nu-i să explică de ce a îngăduit. Nu putea Domnul să nu îngăduie să scrie versetul acesta cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De ce a îngăduit să fie scris? Dacă el este contrazis aici. Ca să ne facă să cercetăm Scriptura și să se vadă cine e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și cine nu e. Cine nu e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, va crede versetul acesta. Dar cine e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, va zice, ia stai mă frate că nu ești. Păi stai, versetul ăsta zice așa și ăsta așa. Ele se contrazic între ele. Ce facem?
Pentru că versetele acestea, botezurile acestea au fost perfect valabile. Și nu e numai un verset să zici că a fost introducere. Sunt cinci, uite, una, două, trei, patru, cinci versete care îl contrazic pe acesta, unul de aici. Versetul 4. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 19:5. Și în sfârșit, Marcu 12:32 spune, asta este altceva, cărturarul i-a zis, bine învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El. La care Domnul Iisus Hristos a fost perfect de acord și a zis, tu nu ești departe de împărăția celor. Auzi? Tu nu ești departe de împărăția celor. Dacă tu ai recunoscut că e unul singur și nu sunt mai mulți, 2, 3 sau mai mulți. Marcu 12:32. Dar avem 4 versete, 1, 2, 3, 4 din Faptele Apostolilor, începând de aici, din Faptele Apostolilor, care arată că ucenicii nu au botezat niciodată, nu o să găsiți în Sfânta Scriptură, că cineva ar fi botezat, vreun ucenic ar fi botezat în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, în numele a trei persoane. Și au botezat numai în numele Domnului Iisus Hristos. Este logic, este bine, este clar, este important lucrul acesta. Reluăm concluzia la acest punct. Deci există un singur Dumnezeu, Tatăl sau trei Dumnezei în trei persoane? Este un punct fundamental, este stâlpul central al credinței noastre. Trebuie să cunoaștem cui ne închinăm și cui ne închinăm. Dumnezeului care ni s-a descoperit prin Sfânta Scriptură, luminată de Duhul lui Dumnezeu. Că mulți se rătăcesc cu Sfânta Scriptură pentru că nu o citesc cu Duhul lui Dumnezeu. Deci ca acest cuvânt să ni se reveleze, adică să se transforme din informație în convingere, asta înseamnă revelare. Informația pe care o citesc pe paginile Sfintei Scripturii este transformată prin Duhul lui Dumnezeu în convingere. Și atunci se cheamă că acel cuvânt mi s-a revelat. Și atunci sunt capabil să merg chiar și la rug pentru acea convingere, pentru că sunt 100% convins că acesta este adevărul și nu mă mai întoarce nimeni înapoi. Concluzie la acest punct, am numit eu punctul A. Este nevoie să cunoaștem câte persoane sunt Dumnezeu? Este nevoie? Este. Pentru că de aceasta depinde însăși viața noastră veșnică. Deci mântuirea noastră. Vezi Ioan 17:3. Reluăm. Ioan 17:3. Și viața veșnică este aceasta, două puncte. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Așa? E important. Vedem de mai sus că există un singur Dumnezeu. Două puncte. Tatăl și un singur Domn. Domnul Iisus Hristos este un singur Dumnezeu. Efeseni 4 cu... nu. Mă scuzați un pic. 1 Corinteni 8 cu 6. Totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu. Două puncte. Tatăl. Nu zice un singur Dumnezeu. Două puncte. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu zice. Zice un singur Dumnezeu. Două puncte. Tatăl. De la care vin toate lucrurile? De la care vin toate lucrurile? Aha. Deci de la El vin toate lucrurile, nu de la Domnul Iisus Hristos. Nu. Și pentru care trăim și noi și un singur Domn. Aha. Deci de aici aflăm că Domnul Iisus Hristos nu e Dumnezeu, e Domn. Opa. Putea să zic eu că sunt doi Dumnezei cu egal și cu etern. Nu zice așa. Un singur Dumnezeu. Două puncte. Este un singur Domn. Două puncte. Iisus Hristos prin care sunt toate lucrurile, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. O să vedem mai târziu. Deci Dumnezeu este de la care vin toate lucrurile și un singur Domn prin care vin toate lucrurile. Versetul acesta conține foarte multe învățături.
Foarte multe învățături. Dacă noi îl adâncim, vom afla niște învățături și ne vom minuna de ele. Ne vom minuna de ele. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu are și o adâncime. Nu numai o lățime, nu numai o lungime. Are și o adâncime. Și facem și noi ca Iov. Am cercetat, am adâncit, să adâncim. Că numai Duhul lui Dumnezeu cunoaște lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Este nevoie să adâncim, nu să trecem așa ca gâsca prin apă, să răsfoim așa și să credem ce ne spun preoții și pastorii. Nu. Trebuie să adâncim personal pentru că Domnul Iisus Hristos vrea să ni se reveleze personal, nu prin conferințe, nu prin uniuni, nu prin preoți, nu prin pastori. Noi trebuie să verificăm preoții, pastorii, conferințele, uniunile, dacă spune adevărul cu Sfânta Scriptură, așa cum făceau creștinii din Berea. Cercetau să vadă dacă ce l-a spus pastorul sau uniunea sau preotul sau nu știu cine corespunde cu ce scrie Sfânta Scriptură. Nu e păcat să cercetăm. Cine se crede în oameni, pastori, instituții, organizații bisericești, e cel mai nenorocit dintre oameni. Mare. E blestemat să fie omul care se încrede în om. Fraților, să luăm Scriptura cu ochii în lacrimi, cu smerenie, cu umilință și să cercetăm noi personal, prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă e cineva care nu știe să citească, nicio problemă. Duhul lui Dumnezeu îl vizitează și pe el. Și o să-i spună și lui câte persoane sunt Dumnezeu. De aici, din aceste argumente, dumneavoastră credeți ce vreți. Eu v-am dat argumente și împotrivă și pentru non-trinitate. Când mă privește pe mine, eu aleg să cred că este o singură persoană, Dumnezeu, iar Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu din veșnicii, un singur Domn. Este nevoie să cunoaștem câte persoane sunt Dumnezeu? Este, pentru că de aceasta depinde însăși viața noastră veșnică, deci mântuirea noastră. Vezi Ioan 17:3. Vedem de mai sus că există un singur Dumnezeu, Tatăl și un singur Domn, Iisus Hristos. Nu trei Dumnezei într-unul singur sau un Dumnezeu în trei persoane. Nu există așa ceva, după cum reiese din Sfânta Scriptură. Fiecare să creadă ce vrea. Sunt conștient că voi pierde foarte mult frați și prieteni. Imensa majoritate nu vor crede aceste argumente clare și limpezi. Le respectăm alegerea. Dar eu îi caut pe cei care vor crede aceste lucruri și cu ei vreau să merg umăr la umăr către împărăția cerurilor cu cei care vor crede adevărul că e o singură persoană Dumnezeu, nu trei persoane Dumnezeu. Ucenicii nu au botezat niciodată conform cu Matei 28:19. Vezi tabelul de mai sus, vi l-am arătat. Deci, versetul acesta este în neregulă, întrucât nu este confirmat în Biblie. Nu este confirmat în Biblie. Și Dumnezeu a îngăduit să scrie, să fie scris acest verset în neregulă, după cum spuneam, ca să ne determine să cercetăm, să adâncim și să se vadă cei care sunt dornici să cerceteze și să creadă argumentele de bun simț, de logică și să se vadă cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și cei care nu sunt călăuziți. Sunt gata să dau socoteală oricui îmi cere de credința pe care o am. Sunați-mă la telefon, contactați-mă și vom discuta mai că doi mănuntă aceste lucruri. Dar vă spun, am ajuns la această concluzie în urma la 2-3 ani de cercetare asiduă, pentru că am luat-o în serios cu credința și vreau să știu, Doamne, nu vreau să mă închin decât Ție, Doamne, nu la alți Hristos și Dumnezei mincinoși. Cât privește celălalt argument, Duhul, apa și sângele, din 1 Ioan 5:8, nu credem că poate fi un argument pentru Trinitate. Iar în ce privește argumentul acesta al doilea, căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și aceștia trei una sunt, 1 Ioan 5:7. Nu vedeți că e trecut în paranteză? Eu prea mare încredere nu am în cuvintele trecute în paranteză. Oare de ce a îngăduit Domnul să fie trecut în paranteză? Oare nu ca un semnal că este ceva în neregulă cu acest verset? Deci, primul verset care îl aduc trinitarieri nu este confirmat în Sfânta Scriptură, al doilea e trecut în paranteză și al treilea, 1 Ioan 5:8,
Trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele. Nu mă convinge Duhul, apa și sângele. Asta înseamnă că e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trei Dumnezei. Nu mă convinge. Nu e convingător. Pe câtă vreme aici am adus argumente clare și convingătoare. Măi, frate, dacă a botezat doar în numele lui Iisus Hristos și aici zice să-i boteze în numele a trei persoane. E clar că... Unde sunt acele trei persoane? Că nu le mai găsesc nicăieri decât partea aceea. Vom vedea și cine e persoana Domnului Iisus Hristos. Vom vedea în episoadele următoare și cine e persoana. Dacă e persoană, există persoana Duhului Sfânt sau nu. Îi rog pe toți frații să se hotărască dacă vor să meargă mai departe sau nu. Unul singur, dacă găsești care vrea să meargă mai departe, voi merge cu acela care primește adevărul și vom merge mai departe în această lumină. Cei care nu vor să primească, să trăiască în biserici, să se ducă în doctrina lor, să rămână în doctrina aceea, să nu dorească să mai meargă mai departe, pentru că aici se va da lupta sfârșitului acestui pământ. Între adevăr și minciună, între oamenii călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și oamenii călăuziți de celălalt Duh. Și am mai notat aici, cât de mult încurcă lumea înțelesul cel clar al Bibliei când spune că există un singur Dumnezeu în trei persoane. E un Dumnezeu care să ne încurce mintea? Nu e El foarte clar? Domnul Iisus Hristos lămurea problema dintr-o singură cuvânt. Din câteva cuvinte lămurea problema odată pentru totdeauna. Nu filozofa niciodată Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu nu ne aruncă în ceață niciodată. El ne arată clar cine e. Pe timpul Domnului Iisus, oamenii nu credeau că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu credeau. Făcea minuni, făcea fel de lucruri, nu credeau, pentru că nu voiau să creadă. Astăzi, în timpul sfârșitului, oamenii nu cred că există un singur Dumnezeu. Atunci nu credeau că Domnul Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Acum nu cred că există un singur Dumnezeu. Ei cred că există trei Dumnezei. Sau un Dumnezeu în trei persoane, dar fiecare persoană e Dumnezeu 1, Dumnezeu 2, Dumnezeu 3. Așa zic trinitarieni. Coegal și coeter. Cât de mult încurcă lumea înțelesul cel clar al Bibliei când spune că există un singur Dumnezeu în trei persoane? Păi ori e unul, ori sunt trei, mă frate. Ori e unul, ori sunt trei. Groaznică încurcătoră. Am văzut că nicio explicație mincinoasă nu stă în picioare când e confruntată cu Biblia. Să rămânem la ce ne învață Biblia, că există un singur Dumnezeu format dintr-o singură persoană și El să fie destinatarul rugăciunilor noastre, nu alți Dumnezei care nu există. Amin. Repetăm. Am văzut că nicio explicație mincinoasă nu stă în picioare când e confruntată cu Biblia. Să rămânem la ce ne învață Biblia, că există un singur Dumnezeu format dintr-o singură persoană și El să fie destinatarul rugăciunilor noastre. Nu alți Dumnezei care nu există. Amin. Episoadele următoare vom cu cei care vor să mergem mai departe cu cercetarea Sfintelor Scripturi și cu aceste prezentări, vom vedea subiectul Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu egal cu Tatăl sau este Domn Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl și fără început. Acesta va fi subiectul următor. Iar cel de-al treilea subiect, referitor la Trinitate sau non-Trinitate, cum vreți să-i spuneți, este cuprins la punctul C și este acesta. Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii? Sau Duhul Sfânt este chiar prezența personală a Tatălui sau a Fiului și atât. Acestea sunt capitolele și subiectele următoare pe care vom cerceta în episoadele următoare. Vă reamintesc că am o prezentare pentru miercuri, mai scurtă, de 20-25 de minute, pe care o postez de marți seara. Și mai am o prezentare pentru sabat, pe care o postez de vineri seara. O prezentare mai lungă. Deci pe fiecare săptămână am o prezentare mai scurtă, 20-25 de minute, pe care o postez marți seara pentru miercuri și
Mai am o prezentare de 40-45 de minute mai lungă pentru sabat, pe care o postez de vineri seara. Deci pe fiecare săptămână două postări. Una mai scurtă pentru miercuri, una mai lungă pentru sabat. Dacă se întâmplă vreodată să nu pot pentru că nu am reușit să postez în săptămâna respectivă, nu vă impacientați, cât Domnul va îngădui să mai trăiesc pe fața acestui pământ și când Domnul va pune această lucrare a acestor prezentări care reprezintă hrană tare pentru sufletul nostru, voi prezenta și voi relua de acolo de unde am rămas. Doresc ca în continuare să mă înconjor de suflete sincere, suflete dornice care vor să citească, să trăiască, să primească lumina. Nu doresc să merg umăr la umăr pe calea către cer, pentru că în împărăția lui Dumnezeu, în călătoria pe care către cer, nu mai există nici persoană, nu mai e parte bărbătească, parte femeiască și toți suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Doresc să Și chiar sunt în căutare de oameni sinceri, oameni dornici să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și să formăm o biserică care este adevărata biserică, în duh și în adevăr, care nu se află pe niciuna din străzile vreunui oraș sau pe ulița vreunui sat, ci sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Plinătatea celui ce plinește totul în toți cei care sunt pe calea de a fi umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, indiferent la ce distanță geografică se află unii de alții, indiferent dacă se cunosc sau nu, pentru că la Dumnezeu nu este un impediment faptul că ne cunoaștem sau nu, dacă suntem uniți de Duhul lui Dumnezeu. La Dumnezeu nu este un impediment sute și mii de kilometri care ne separă. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu este împiedicat de distanțele geografice, ci Dumnezeu vrea să formeze o biserică, adevărata biserică pe fața Pământului. Dumnezeu caută oameni dispuși să se schimbe, dispuși să renunțe la prejudecăți, dispuși să primească adevărul până la cap, dispuși să trăiască Cuvântul lui Dumnezeu, coste oricât a scurta, chiar și. Nu mai zic că te exclude din biserică, dar chiar și viața. Pentru că pierzi viața aceasta, dacă știi viața veșnică, asta oricum o pierzi într-o zi. Bună zi! Da, sunt pregătit să primesc tot felul de atacuri și la persoană, sunt pregătit, dar asta mi-e crucea, o duc, asta mi-e credința care o am și caut oameni dispuși să primească această credință, indiferent câte argumente vor aduce cei nesinceri, caut oameni sinceri, oameni autentici, ca să mergem împreună pe calea care duce către cer. Vă spun la revedere pentru data viitoare și vă recomand această carte cu toată dragostea, cu toată plăcerea, cu toată bucuria. Iar acum vă propun să luăm aminte la rugăciune. Tatăl nostru care ești în cer, Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumesc, Tată Sfânt, că Tu ne-ai pus pe inimă acest subiect atât de delicat și atât de important pentru mântuirea noastră. Doamne, viața veșnică este aceasta, să Te cunoaștem pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Doamne, șterge prejudecățile tuturor celor pe care Tu îi vei îndemna să asculte acest mesaj. Și scrie Tu pe tabla inimii lor, curată, scrie Tu adevărul așa cum este El, în toată frumusețea și splendoarea Lui. Doamne, pune-mă în legătură cu poporul Tău prin Duhul sau chiar și prin telefon, prin metodele acestea de pe internet și fă, Doamne, ca să primim adevărul și să se constituie mai repede Biserica Rămășiței, poporul Tău cel Sfânt, care sunt dispus să ducă mântuirea până la capăt, coste oricât ar costa. Ceilalți care rămân pe cale, îi respectăm, e alegerea lor, îi iubim și pe ei, dar noi vrem să mergem cu cei care sunt dispuși să meargă și să primească adevărul pe care Tu ni l-ai revelat. Tu ești adevărul, Doamne Iisus Hristos. Vrem să Te cunoaștem pe Tine din tot sufletul. Suntem conștienți că vom fi prigoniți, vom suferi, dar Tu ne-ai spus că nu ne vei lăsa
și nu ni se va întâmpla nimic decât numai ce va îngădui Duhul Tău să ni se întâmple prin Domnul Iisus. Amin.